găsit, dragi prieteni, din nou împreună aici la Reper24 Live, conectați cu realitatea, conectați cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Bun găsit tuturor, sunt Dan Agache, iar invitatul meu din această seară este primarul municipiului Caras-Severin, Felix Borcean. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Începem abrupt, pentru că sunt multe subiecte și aș vrea să le abordăm pe toate. Aveți viceprimar, cu acte în regulă. Avem un spapa. Am avut tot timpul viceprimar. N-a fost, cred că o zi a fost doar după acea ședință în care s-a votat destituirea. Ulterior, Bebe Pasăre a contestat și încă de a doua sau a treia zi a fost viceprimar. Nu știu, câteva sau câteva zile doar a fost o sincopă. Instanța a decis ieri că decizia consilierilor locali, la propunerea dumneavoastră, este nelegală. Cel puțin asta am înțeles din sentința de ieri. Aveți de gând să o atacați? Am mai spus și ieri lucrul acesta. Nu o să atac decizia instanței. Nu vreau să mai purtăm acest război inutil. Lucrurile s-au normalizat. Relația noastră este la fel ca înainte de alegeri. Adică foarte bună, astfel că nu văd de ce am mai continua o luptă care nu are niciun rost. Chiar mă gândeam dacă instanța, tribunalul Caras-Severin, mi-ar fi dat o soluție favorabilă mie, ce s-ar fi întâmplat. Cu siguranță Bebe ar fi contestat, ar fi mers în recurs, nu știu, mi-ar fi părut rău să se întâmple lucrul acesta, să perpetuăm această stare de fapt. Suntem doi oameni cu capul pe umeri, am discutat, lucrurile s-au pus la punct și cred că din momentul, nu din momentul acesta, ci din deja de vreo lună de zile, lucrurile sunt cât se poate de firești între un primar și un viceprimar, care până la urmă au același țel. Este o veste bună, în primul rând, pentru caransebeșeni, pentru bunul mers al administrației publice din Caras-Severin. Și dacă tot vorbim astăzi despre Caras-Severin, nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece. Acum, ca să fac o provocă, că știți că eu mai nuanțez lucrurile acestea. Cea mai câștigată din toată povestea aceasta, cred că este Andra. Am văzut că și-a găsit fericirea, se căsătorește, a fost cerută în căsătorie. Probabil că dacă ar fi fost nu știu, viceprimar la Caras-Severin sau, Doamne ferește, primar, cine știe ce turnor ar fi luat viața ei. Așa că am văzut că lucrurile sunt. Îi dorim casă de piatră, pentru că fiecare familie proaspăt constituită merită felicitările și le ținem pumnii să le meargă bine. Da, așa este. Da, spuneam că nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că vreau să vorbim acum despre apa rece din fântâna din centrul municipiului Caras-Severin. Ce lucrări ați început zilele acestea, când vreți să le terminați, ce va fi acolo? Am tot felul de lucrări începute, sper să le finalizăm. Ați văzut că noi, sau cel puțin eu, nu mai fac atâta tam-tam cu toate lucrările acestea. Sunt multe lucrări care încep în Caras-Severin și care sunt în desfășurare și care vor fi finalizate. Dacă m-ați întrebat de fântâna din Caras-Severin, eu cred că această fântână ar fi trebuit de multă vreme să fie în atenția noastră. Și aici mă fac și eu vinovat, recunosc, și eu am trecut un mandat, au trecut 5 ani de când sunt primar și doar am conservat-o cumva, am îmbrăcat-o într-o structură remasă. La un moment dat au fost și păreri pro și păreri contra. N-am vrut ca centrul orașului să fie afectat vizual de o ruină. Și pentru a crea o senzație cât s-ar fi putut de plăcută, am recurs la această soluție ieftină și rapidă. Dar conjunctura actuală, când simt că putem să facem un pas înainte, am decis împreună cu colegii mei că acest obiectiv trebuie pus în valoare, trebuie valorificat, trebuie valorizat.
trebuie redat centrului orașului. Este un simbol al municipiului Caras-Severin, chiar dacă vine dintr-o perioadă comunistă, și în perioada comunistă s-au făcut lucruri bune, iar fântâna lui Oprea, așa cum este cunoscută ea, fântâna fostului primar, făcută în perioada fostului primar, că n-a făcut-o primarul, la fel cum nici eu nu o să-mi arog vreun drept. Ei, au fost alții care și-au arogat drepturi în, nu numai în Caras-Severin, și în altă parte. Tot ceea ce se întâmplă în Caras-Severin nu este un lucru făcut de primar. Este gândit, poate este, sunt discuții între colegi în Consiliul Local și în comunitate, și dacă această direcție este imprimată de comunitate, cu siguranță că ea trebuie îndeplinită. Fântâna din centru, da, trebuie refăcută și o vom reface după forma inițială, respectând planurile inițiale, însă vrem să aducem și un plus, în sensul că să fie niște jocuri de lumini, niște jocuri vizuale de apă, și în acest sens am discutat cu o persoană care se pricepe la așa ceva. Așteptăm să ne facă o ofertă și să vedem care sunt costurile care ar trebui plătite de către primărie. Da. Domnule primar, știu că aveți mult mai multe lucrări începute și tocmai despre acestea vreau să ne spuneți. E vorba și de asfaltări de străduțe, asfaltări de străzi, e vorba de trotuare, de tot felul de alte lucruri mărunte, dar care se văd, dar nu se văd pe ansamblul municipiului Caras-Severin, ci doar punctual în anumite zone. La fel se întâmplă în majoritatea localităților. Nu poți să faci totul odată peste tot. Și atunci te apuci și faci cu bucățica. Azi un pic aici, mâine un pic acolo. Facem lucruri frumoase și cu bucățica, și care se imprime unui oraș, cum este Caras-Severinul, se imprime o anumită, un anumit concept. Eu ce mă gândesc acum și așa, recunosc, nu mi-aparțin, nu sunt eu vreun creator sau vreun geniu urbanistic. Da, dar sunteți cel care dă direcția lucrărilor în municipiul Caras-Severin. Nici măcar dau direcția. A fost o discuție la un anumit moment. Nu dăm direcție, ne consultăm, discutăm și sigur din mai multe minți apar concepte care pot fi plăcute. De exemplu, mă gândesc acum, având în municipiu un artist foarte bun, pe care eu îl consider foarte bun, și care și-a manifestat disponibilitatea de a ne fi alături, să transformăm Caras-Severin într-un oraș al culorii, într-un oraș artistic, într-un oraș în care să fie exprimate sub formă artistică, sub formă de picturi, sub formă de desene, mai trainice, bineînțeles, lucruri care există deja în Caras-Severin și care trebuie scoase în evidență. Cum ar fi, de pildă, intrarea în cartierul Pipiric sau dâlma din Tăiuș sau anumite trepte, și alte obiective, sau, eu știu, pereții de bloc care arată, care ne aduc aminte de perioada veche, de când s-au construit și a căror fațadă este oarecum degradată sau lăsată în forma în care a fost, în care a fost concepută. Caras-Severin se poate transforma cu costuri mici și cu idei mari. Cu idei mari. Idei pe care le luăm de aici, de acolo, le discutăm și pot fi puse în practică. Trebuie creat acel Caras-Severin care să fie un loc plăcut pentru a trăi, pentru a te plimba, pentru a te întâlni cu prietenii, pentru a socializa. Când întorci capul 360 de grade, să vezi lucruri frumoase. Foarte multă vreme noi ne-am concentrat pe străzi, eu știu, să fie străzile în regulă, să fie asfaltate. Nu e neapărat lucru care îți aduce fericirea în oraș. Să ai cele mai bune drumuri și cele mai frumoase trotuare.
sunt și alte lucruri care pot bucura ochiul, pot bucura simțurile, cum ar fi aceste chestiune care am discutat mai devreme. Florile, verdeața, diverse lucrări artistice care îți pot bucura ochiul, chiar și statuile care sunt atât de discutate și disputate în, în tot felul de comentarii. Au intrat deja în patrimoniul orașului al Gugulanilor, se știu de atâta timp, au devenit un simbol până la urmă al orașului. Și spuneați că vreți ca municipiul Caras-Severin să devină un oraș al culorii, al luminilor. Poate pe această idee vă dau exemplul Oraviței, care se vrea un oraș al muzeelor. Are foarte multe muzee, mici cei drept, nu sunt muzee mari, nu sunt de amploare, dar totuși au o specificație aparte în peisajul urbanistic al orașului. Chiar ieri citeam un comentariu al unui turist care a vizitat Caras-Severin, care s-a oprit la centrul turistic. Este un blog, am văzut pe internet, este promovat chiar de centrul turistic Caras-Severin, în care omul respectiv, persoana respectivă a fost surprinsă de municipiul Caras-Severin, cât de agreabil a fost scurta vizită pe străzile municipiului, prin zona centrală în special. El dorind să viziteze Oravița, de fapt, și a fost cumva dezamăgit de Oravița, a venit în Caras-Severin și a zis că vrea să stea o noapte aici și a fost plăcut surprins de ceea ce a văzut în municipiul Caras-Severin și chiar a făcut recomandări turiștilor să viziteze Caras-Severin. Astfel de promovări neutre, respectivul n-a fost plătit de noi sau de cineva din conducerea primăriei să spună astfel de lucruri. Sunt aprecieri sincere, sunt aprecieri pe care le-am auzit de la cetățenii care au vizitat municipiul Caras-Severin, însă noi înșine nu ne valorizăm atât de mult oraș, nu ni-l apreciem atât de mult cum ni-l apreciază cei care trec într-un periplu prin Caras-Severin sau petrec câteva zile aici. E un lucru care se întâmplă și în alte localități. Trăind zi de zi în același oraș, în aceeași zonă, nu prea vedem schimbările și doar atunci când lipsim o vreme sau mergem într-o altă localitate în care n-am mai fost de mult, ne sar toate în ochi. Vă dau un exemplu. Știți că în Reșița s-au făcut niște străduțe. Nu insist asupra lor. În schimb, mergând cu bicicleta, așa într-un inventar al tuturor străduțelor din cartierul Lunca, am văzut gardul foarte urât al școlii generale 6. Până atunci nu m-a deranjat. Era o vopsea scorojită, dar care se asorta cu ceea ce era în preajmă. Da. Acum e un contrast. Acum e ceva discordant, ceva care mi-a sărit în ochi. Deci, un simplu gard vopsit de foarte mulți ani, vopsea scorojită, cu urme de rugină, un gard metalic. Nu l-am văzut, nu l-am observat. Ei, acum mi-a sărit în ochi. Așa se întâmplă și în cazul noastră în Caras-Severin. Și n-aș vrea să continuăm. Asta este ca și zicala aceea, de fapt nu este o zicală, este un adevăr până la urmă. Cu cât cunoști mai mult, cu cât citești mai mult, îți dai seama că știi foarte puțin, tot mai puțin. Da, da. La fel se întâmplă și din punct de vedere peisagistic. Dacă încep să aranjezi, să încerci un alt concept peisagistic, lucrurile din jur vor fi scoase în evidență, fie pozitiv, fie negativ. Într-adevăr, așa se întâmplă. Și atunci parcă îți dai seama că ai tot mai mult de făcut. Când începe o transformare urbanistică sau peisagistică a unei localități sau a unei zone, trebuie gândit un concept integrat. De aceea, și pentru cartierele din Caras-Severin, am gândit un alt concept. Adică vrem să realizăm ceva unitar. Nu mai asfaltăm doar, facem doar niște alei, rămânând de izbește trotuarele sau spațiile verzi, pentru că nu am făcut nimic. E un contrast. Străzi bune, spații verzi urâte sau trotuare lipsă, cum se întâmplă în cartierul Pipiric. Și atunci am apelat
pot să-i fac reclamă, este fostul nostru coleg de la Primăria Municipiului Caras-Severin, Ovidiu Brici, care actualmente lucrează în Reșița. El a și realizat concertul zonei de care vorbeați. E un băiat foarte talentat și l-am rugat să conceapă un plan peisagistic și pentru municipiul Caras-Severin. Chiar a fost în vizită în cartier, a făcut câteva poze. Am început cu cartierul Pipiric, că este cel mai mare, și așteptăm un feedback din partea lui pentru a putea demara niște lucrări peisagistice și în contextul acesta aș vrea să fac un apel la cetățeni să nu fie reticenți sau rapace sau la schimbările pe care ni le dorim, pentru că schimbările sunt pozitive. Vor transforma peisagistic zona, spațiile verzi dintre blocuri, spațiile verzi din fața blocului. Știu că foarte mulți dintre ei și-au amenajat grădini, garduri vii, diverse plantații cu flori, care, da, pot părea agreabile dacă nu există altceva. Dar dacă vii cu o transformare generală și unii acceptă și unii nu, nici măcar nu ar trebui să pună problema dacă acceptă sau nu, pentru că domeniile respective sunt domenii publice, nu sunt domenii private. Dar nu vreau să ajung într-un conflict cu cetățenii pentru un lucru pozitiv, pentru un lucru pe care eu îl consider pozitiv atâta vreme cât este făcut de un profesionist și este pus în aplicare așa cum trebuie. Pe această cale și pe alte căi care vor urma, fac un apel către cetățeni să comenteze sau să exprime într-un anumit fel adresa celor care o să vină și să le scoată gardurile vii sau să demonteze garduri de fier care n-au nicio valoare peisagistică sau artistică. Și în Reșița sunt în jurul blocurilor garduri vechi, ba din fier, ba din... Fiecare și-a făcut considerat și... pentru că și noi avem un simț al proprietății care de fapt e fals. Pentru că nu ai cum să ai o proprietate în fața blocului sau în spatele blocului. E domeniul public. Dar cumva autoritățile locale au tolerat astfel de practici pentru că oamenii și-au amenajat așa cum au știut ei. Unii mai frumos, unii cu gust, alții cu mai puțin gust sau chiar deloc. Au tolerat pe de o parte că fiecare și-a amenajat mai cu gust sau fără gust, dar pe de altă parte nu s-a intervenit unitar. Nu s-a intervenit din proiect peisagistic care să pună o egalitate între zone. Vă spun, nu știu dacă din mai multe motive, probabil și din lipsa banilor, probabil și din teama de a nu intra în conflict cu cetățenii și aici să pierzi, eu știu, un capital electoral, că te cerți cu oamenii. Aici trebuie puțin curaj, trebuie puțină inițiativă, trebuie să nu te mai gândești dacă mă mai votează sau nu mă mai votează cineva. Dacă tu ești convins ca primarul fiind cel care a primit voturile din partea majorității cetățenilor și te-au investit cu o încredere. Și dacă tu vii cu un specialist, cu un om care se pricepe la așa ceva, haide să-i dăm credibilitate și să lăsăm lucrurile în seama unuia care se pricepe. Noi nu ne pricepem, nu suntem pricepuți, sau poate unii sunt pricepuți, dar lucrurile acestea pestrițe, luate în ansamblu, nu arată bine. Atunci trebuie creat un concept unitar, și în zona de cartiere și în ansamblul municipiului. De exemplu, stâlpii să fie de o anumită culoare, stâlpii și de curent și semafoarele. Sunt prea multe contraste din acestea cromatice. Eu știu, coșurile de gunoi din zona centrală sau băncile să fie de același fel. În zona de cartiere să fie un anumit fel sau fiecare cartier să aibă un anumit specific. Nu e frumos să ai, nu știu, 10 tipuri de bănci sau 3 tipuri de coșuri de gunoi. Arată oriental, cel puțin oriental. Nu e o jignire că suntem aici la răspântia dintre Orient și Occident și avem influențe și dintr-o parte și din alta. Dar pe o comunitate restrânsă, cum este Caras-Severin sau Reșița, se pot pune la punct astfel de lucruri. Vă spuneam de gardurile vii, domnule primar, și în Reșița au fost oamenii reticenți și supărați că li se taie gardul, că li se iau florile.
Ei, în momentul în care s-au făcut aleile, s-au făcut locuri de parcare, s-au amenajat zonele verzi, au venit cei de la primărie, de la spații verzi și au mărunțit tot pământul, au pus gazon. Și e un exemplu Arată plăcut. cu totul altfel, pe de o parte. Pe cealaltă parte, e mult mai simplu acum, fără tot felul de garduri, gardulețe și pomișori, să vină cu tractorașul, a cosit Întreținerea, da, se întreține acele iarba spații și verzi. arată, per ansamblu, arată mult mai frumos. Aș vrea, pentru că am ajuns la ora 19 și 23 de minute, un scurt moment să fac un apel către cei care ne privesc și nu sunt puțini, de a distribui această transmisiune. Un scurt moment artistic sau Un de scurt, nu, publicitate. artistic nu, mulțumesc, deși am ceva valențe. Distribuiți și aveți chat-ul acestei transmisiuni în care puteți să adresați întrebări primarului, la fel cum a făcut și Geta Dobrea, întrebare pe care am să o adresez primarului Felix Borcean, primarul municipiului Caras-Severin. Bun, mă interesează care este situația principalei căi de acces spre Oțelul Roșu. Din Da, este centru spre vorba Oțelul Roșu. de strada Ardealului. Am mai spus lucrul acesta. Este o problemă de cooperare între primărie și firma care a executat lucrările în zona respectivă, respectiv Hidroconstrucția. Hidroconstrucția este constructorul pentru Aqua Caraș, pentru cei care introduc rețelele de apă și canalizare. Deci Aqua Caraș comandă lucrarea, Hidroconstrucția o execută și Hidroconstrucția are obligația de a aduce la stare inițială tronsonul pe care lucrează. Sau, mă rog, o altă firmă care construiește. La fel se întâmplă și pe strada Ardealului, dar pentru că este o arteră foarte importantă și n-aș vrea să mai venim cu peticiri, cu porțiuni proaspăt asfaltate care intră în contrast cu vechiul asfalt, am discutat cu cei de la Hidroconstrucția și le-am propus o asfaltare comună, să găsim o ofertă care să convină ambelor părți, și primăriei și societății respective, și să facem o asfaltare unitară pe tot tronsonul pe care s-au executat lucrări, și pe o bandă și pe cealaltă. Pentru a avea în sfârșit o cale de rulare așa cum trebuie, cea mai importantă arteră alături de strada Nicolae Bălcescu, de bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Ardealului este una dintre cele mai circulate, sau poate cea mai circulată, cel puțin la începutul zilei, când toată lumea merge la serviciu din cel mai mare cartier al municipiului către centru. Și invers, există un flux și invers, pentru că în Pipirig există câteva unități mari în care vin muncitorii, cum ar fi TMD-ul, Carometu sau Marchezii. Nu mai vorbesc de toate magazinele importante care se află tot în cartierul Pipirig și care atrag cumpărători. Și atunci asta este soluția, însă această soluție, ca orice soluție corectă, legală, durează. De-abia am demarat zilele acestea achiziția pe SICAP. E o procedură care durează undeva la o lună, o lună jumate. În condițiile acestea, mă gândesc că prin august, ca să dau așa un termen, strada Ardealului va fi asfaltată. Pentru că Este și acum pe 3 sferturi din stradă, dar chiar sfertul acela de pe banda pe care s-a lucrat este deranjează. foarte, Haideți să o foarte spunem așa, deranjant. Da. deranjează. Domnule primar, pentru că vorbeam de peisagistică ceva mai devreme, ați luat în calcul ca pe strada Ardealului, odată cu asfaltarea, să refaceți rigole, zone verzi, trotuare, acolo unde este nevoie? Nu, nu asta este problema, că pentru că pe strada Ardealului și de o parte și de cealaltă există trotuar pavelat de multă vreme, și pluvialul doar pe o anumită porțiune este subdimensionat și în condițiile în care plouă foarte mult. Bun, atunci când sunt inundații, e foarte dificil să Da, faci da. față cu o rețea bine pusă la punct.
se întâmplă odată la câțiva ani să avem inundații în zona străzii Ardealului pe un anumit tronson. Dar nu asta este problema. Eu gândesc mai în profunzime să amenajăm și pista de biciclete, dar asta în cadrul unui proiect pe fonduri europene și chiar mă gândeam să nu intrăm în contradicție cu cerințele de finanțare pe fonduri europene, astfel încât strada aceasta să nu fie considerată o investiție. Este doar o reparație și aceste lucruri sunt permise pentru accesarea de fonduri europene în condițiile în care dorești să amenajezi pe o porțiune din strada respectivă, să amenajezi și pista de biciclete. Proiectul l-ați depus sau aveți de gând să-l depuneți? Proiectul este într-un stadiu incipient, în sensul că au fost finanțate deja studiile de fezabilitate pentru acest proiect, dar mă gândesc că dacă aceste studii sunt finanțate, sunt eligibile, n-ar trebui să mai existe impedimente în punerea în aplicare, în finanțarea unui astfel de proiect. Este proiectul pe care mi-l doresc cel mai mult, pentru că Caras-Severin, și o spun ori de câte ori am ocazia, este proiectul de mobilitate, proiect pentru un oraș de viitor, un oraș în care mobilitatea să nu se facă doar cu mașinile așa cum se întâmplă în prezent, ci să fie cât mai elastică, cu pietoni care circulă pe trotuare bine amenajate, cu bicicliști, cu trotinete sau cu alte mijloace ecologice de transport, culminând cu transportul electric de pasageri în comun. Adică cu autobuze electrice care să fie și economice și nepoluante. Asta este, așa văd eu, viitorul unui orășel precum Caras-Severin și, în general, cred că toate administrațiile din țară ar trebui să gândească în sensul acesta. Gândiți verde, gândiți ecologic, domnule. Chiar dacă nu este vizibil. Este important și pentru sănătatea omului și pentru curățenia orașului și din multe puncte de vedere care nu sunt vizibile, poate nu pe termen scurt creează așa o emulație în oraș, dar pe termen mediu și lung este un proiect de mare impact pentru sănătatea omului în general și sănătatea în ansamblu a unui oraș. Cu siguranță. Nu mi-aș fi închipuit, de exemplu, că în Reșița există atât de mulți pasionați de mersul pe două roți. Fie că e vorba de bicicletă, de trotinetă, de trotinetă electrică, de biciclete cu trei roți. Atunci este adevărat. Același lucru în momentul în care am amenajat terenurile de sport. Nu m-am gândit că simțeam așa că parcă există o lehamite, o lentoare, o comoditate, cel puțin în rândul populației tinere, adică în rândul copiilor care, în mod normal, la aceste ore, când noi discutăm aici, ar trebui să fie pe afară și să se joace și nu și nici de cum în fața, eu știu, micului ecran sau al telefonului, să colinde străzile orașului, să se bucure de vremea bună, să joace, să practice un sport și asta se întâmplă în Parcul Teiuș, în momentul în care am amenajat acele terenuri, sunt patru terenuri, unul de fotbal pe arbă, unul de tenis cu piciorul, unul de basket și unul de badminton și ele sunt tot timpul pline și sunt situații în care copiii stau la coadă să intre în terenurile respective. Lucru care mă bucură foarte mult pentru că aveam impresia la un moment dat și eram așa oarecum dezamăgit că nu se mai face sport în Caras-Severin și atunci am gândit că punându-le la dispoziție baze sportive, terenuri de sport, curți de școli amenajate, copiii vor fi atrași. Dacă văd o plasă de poartă, dacă văd o nocturnă, un coș de basket, sunt atrași ca un magnet. Este instinctul acela copilăresc, când vezi o minge, să o bați, să șutezi cu ea sau... Și asta doresc să imprim în Caras-Severin, să fie un oraș atractiv pentru tineri, să aibă unde să practice un sport, unde să se relaxeze, să se destindă. Și vom continua trendul acesta. Pentru că am auzit recent această idee, dați-mi voie să o reiau, nu le dați pește, le puneți la dispoziție undița cu care să pescuiască singuri. Da, și atunci cu siguranță și ceea ce mi se reproșa la un moment dat, că nu mai există sport în Caras-Severin. Da, sport de performanță, să ai o echipă reprezentativă care să te reprezinte, pentru care să mergi și să suferi în tribună sau, eu știu,
lucrurile acestea se pot întâmpla în momentul în care pornești de jos, de la copii. Copiilor trebuie să le oferi șansa să practice aceste sporturi în Caras-Severin. Pe lângă bazele acestea sportive, pe lângă faptul că le punem la dispoziție aceste locuri de joacă sau de a practica un sport, trebuie să existe și o dorință și din partea sau o preocupare din partea profesorilor. Profesorii sunt foarte importanți în tot acest circuit. Sunt importanți și părinții, dar și profesorii la școală să le insufle plăcerea de a face un sport, să provoace competiții, să îi aducă către anumite ramuri sportive, pentru că vor avea o surpriză. Copiii sunt foarte voluntari în sensul acesta. Doar să știi să le aprinzi scânteia. Și în momentul în care lucrurile acestea sunt bine puse la punct, cu siguranță vom avea și sport de performanță. Vom avea echipe care să ne reprezinte, vom avea echipe formate din localnici. Nu vreau nici de cum să creăm artificial o echipă de fotbal sau de volei sau așa cum a mai fost și să aducem tot felul de sportivi pe care să-i plătim cu sume mari. Trebuie să existe plăcerea de a-ți reprezenta comunitatea, plăcerea de a fi privit de cei care îți sunt apropiați, îți sunt prieteni, îți sunt neamuri și în felul acesta vom avea și sport de performanță și costuri mici pentru întreținerea unor astfel de echipe și de ramuri sportive. Și toate acestea pornesc pornesc de la administrația locală, de a crea locuri de joacă, spații în care cei mici să învețe să nu mai stea în fața calculatorului și a tabletei, să stea afară, să iubească să stea afară și încet, încet vor fi atrași și de terenurile de sport, iar mai apoi cei talentați de sporturile de performanță. Și cred că o localitate, indiferent cât de mare sau de mică ar fi aceasta, este mult mai câștigată dacă sportul de masă, mișcarea în aer liber este făcută de cât mai mulți oameni, decât să ai o echipă tare, plătită cu bani grei, cu oameni adunați de prin alte colțuri ale țării sau ale lumii, și singura plăcere a microbistului sau a celui care privește acest sport e o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, stând două ore în picioare și aplaudând frenetic. Nici nu am n-am văzut, sau poate n-am fost eu atent, n-am văzut o rețetă de succes în vreun oraș, da? Să nu ne comparăm cu București sau Clujul, sau nu vreau să mai vină oamenii să-mi dea exemple de localități foarte mari în care și mediul privat se implică foarte mult, în care există sponsorizări. Vreau să discutăm la nivelul unui oraș precum Caras-Severin. Nu știu vreo rețetă de succes undeva unde există echipe formate din membrii ai comunității până la urmă și care să aibă și succes și să nu fi dat kicks la un moment dat, cum s-a întâmplat. Ați văzut că dacă le faci doar așa, de dragul de a... Bun, e simplu, pun pe buget o anumită sumă, cum am și avut, de exemplu, că eram în Liga 4-a în urmă cu 2 ani și aveam cel mai mare buget din ligă, dintre toate echipele din județ, că eram la nivelul județului, competiția se desfășura în județ. Și mergeam în vestiar și discutam cu băieții și ziceam, doamne, voi sunteți cea mai puternică echipă. Și ca reprezentativitate, veniți din cel mai mare oraș din Liga a 4-a și aveți și cel mai mare buget. Nu văd de ce nu ați fi locul întâi și nu văd de ce nu am promovat Liga 3, adică aveți toate condițiile pentru lucrul acesta. Și totuși nu am promovat. Și atunci te gândești, bun, că erau și jucători din alte părți, mă rog, majoritatea erau din Caras-Severin, dar haideți să ne gândim și dacă se va crea o astfel de echipă, și se pare că există niște semne că va apărea o echipă de fotbal în prima fază, să nu ne gândim numai la bani, cei care reprezintă Caras-Severin, cei care vor juca la această echipă. Și așa n-ar fi avut altă treabă. Să zicem că nu o să mai fie echipe de fotbal în Caras-Severin, dar iată că există. Haideți în prima fază să ne gândim să facem performanță, să ne bucurăm de activitatea sportivă. Și dacă va fi să fie și există semne că se poate face și performanță, cu siguranță eu le voi fi principalul
promotor și susținător pentru activitatea sportivă și nu cred că cineva din Consiliul Local sau din comunitatea noastră n-ar fi de acord să susțină și financiar o astfel de echipă care își dovedește loialitatea față de culorile locale și este formată din predominant din cetățenii Caras-Severinului. Așa de lucruri, așa se întâmplă în Ungaria, de exemplu. Sunt acele orășele mici, poate mai mici decât Caras-Severinul, care vin cu echipe de handbal în Liga Campionilor. Pentru că este o comunitate unită în care nu doar primăria, sau poate primăria foarte puțin se implică, sunt agenții economici care contribuie, e unitate în comunitate. Asta este țelul meu. De la împăcarea cu viceprimarul, de la împăcarea, eu știu, cu ceilalți cu care poate la un moment dat ne-am contrat. Asta este sensul unei comunități, să fie unită, poate până la momentul alegerilor, că atunci apar acele dezbinări. Cu siguranță. Da? În patru ani se pot astupa acele fisuri și toată lumea să gândească doar în sens pozitiv și doar pentru comunitate. Și atunci o să avem și sportul, o să avem și drumuri, o să avem toate lucrurile care ne sunt dragi și de care și la care visăm ca un oraș european la care tindem. În devenire. Domnule primar, una caldă, una rece. Ion Predoaica ne scrie, gunoiul din Haldina, din Pipirig, se depun în continuare 10 de metri. Este vară, miros, muște, șobolani. Este un exemplu de cărcotaș. Care, da, bun, el are se va ecologiza Haldina. Haldina, da, cu ghilimele de rigoare. Este, în cea mai mare parte este ecologizată Haldina, dar cu, știți foarte bine cu ce costuri, cu costuri din banii noștri. A fost lăsat acolo un munte de gunoi în decembrie, cu o administrare deficitară, ca să nu folosesc alte cuvinte, și cei care au succedat, cei care s-au succedat la conducerea Transalului au făcut eforturi consistente cu sprijinul primăriei, cu sprijinul financiar al Consiliului Local de ecologizare acestei haldine. Problema nu este numai la noi. Problema este că nu avem unde să ducem acest gunoi. Nu ni-l primesc sau dacă nu le plătim anumite sume la zi, gropile de gunoi din, eu știu, din Severin sau din Oradea sau unde l-am mai dus, la Reșița nu le primesc decât una sau două transporturi pe zi, nu știu în momentul de față dacă mai primesc, ceea ce nu este normal, pentru că acest deponeu de la Lupac pentru asta era construit, pentru a lua gunoiul din județul Caras-Severin. Caras-Severin, da. Siguranță ne-ar fi costat mult mai puțin dacă acest deponeu de, nu știu, de 3 sau 4 ani trebuia să fie funcțional și nu este nici acum 100%. Deci trebuie să înțeleagă oamenii că nu depinde numai de noi. Gunoiul ăsta vine de la cetățeni, noi îl preluăm, dar trebuie să-l și ducem undeva. Încă nu suntem bine puși la punct la nivel național cu... Vedeți ce se întâmplă în București, capitala țării, unde există divergențe între conducerea primăriei și societatea care se ocupă de gestionarea deșeurilor. Și astfel de lucruri se întâmplă și în alte zone ale țării. Noi n-am apărut la televizor, încă poate nu suntem atât de interesanți, dar și noi avem problemele noastre, avem probleme cu deponeile de alte materiale decât gunoiul menajer, unde depunem materiale de construcții sau materialul lemnos sau mai știu ce alte materiale. Încă nu suntem atât de bogați ca să ne permitem să aruncăm toate materiile, toate tipurile de deșeuri pe care o societate dezvoltată, bogată, le are. Vorbeam de Olanda, unde se reciclează 28 de fracții de deșeuri. Noi, în momentul de față, nu știu dacă reciclăm vreo 3. Carton, plastic și poate sticlă sau metal. În rest, unde se duc? Ce facem cu ele? Nu își pune nimeni întrebarea unde se duc resturile lemnoase sau, eu știu, din construcții. Trebuie duse pe undeva. Pe lângă toate acestea mai vin și resturile. Dacă nu le vrea nimeni, suntem noi, regie proprie. Și atunci vine garda de mediu și spune, nu e bine acolo, vin cetățenii din Jupa și spun, nu e bine acolo, dar unde oameni buni să-l ducem?
trebuie să avem și noi, avem și noi câteva terenuri pe care le putem folosi în sensul acesta. Nu putem inventa terenuri noi. Nu ne aparțin. Sunt domenii private și dacă am recurge la un privat, ne costă. Domnule primar, pentru că aminteați de Jupa. Aminteați de Jupa. Spuneți-mi dacă este funcțională stația de epurare. Păi, știți, spune, toată lumea mă întreabă pe mine dacă e funcțională. Eu zic că este funcțională, pentru că n-am văzut să mai fie reclamații. Doar că nu e în gestiunea noastră stația de epurare de la Jupa, la fel cum nu este în gestiunea noastră tot ansamblul acesta. Da, dar cred că primăria trebuie să fie interesată dacă de la Jupa se devarsă. Aria este reprezentatul cetățenilor. Dacă cetățenii sunt mulțumiți la Jupa, nu văd de ce noi n-am fi mulțumiți. Ei plătesc o taxă pentru apă și canal, societatea respectivă rezolvă problema. Cum o rezolvă, nu știu, e treaba altor organisme. Dacă Garda de Mediu sesizează, eu știu, disfuncționalități acolo, cu siguranță cei amendați vor fi cei de la Aquacara și nici de cum primăria. Deci chiar nu e problema noastră. Vă întrebam în ideea în care știți dacă funcționează sau nu funcționează, la modul declarativ cel puțin, pentru că... Știu că funcționează, nu cred. Știu că funcționează. Că am văzut niște imagini cu bazinele acelea care se mișcau acolo, niște imagini de sus din... Și apropo de imagini și de funcționare, cum funcționează camerele de filmat din municipiul Caras-Severin? Câte aveți? Câte sunt funcționale? Și înainte, deocamdată nu am implementat sistemul și aici nu e chiar așa simplu. Avem bugetat, este bugetat, așteptăm să fie și instalate, deci banii există, doar că birocrația asta ne omoară. Dacă ar fi să trăim într-o societate fără suspiciuni de furt, de cum se realizează tot felul de contracte, achiziții, cu siguranță multe lucruri erau deja realizate într-o lume perfectă, dar legislația care, hățișul acesta legislativ care a rezultat din tot felul de furtișaguri și infracțiuni administrative la diferite niveluri, ajung să ne frâneze, să ne stopeze, că dacă tot spuneam lucrul acesta, dacă eu știu, în nevul mediu sau începând din comuna primitivă până în prezent ar fi fost legile astea, cine știe la ce nivel am vivut și acum tot în rap cu frunze pe noi sau... Adevărul este, domnule primar, că dacă faci, oamenii te întreabă de ce faci. Dacă nu faci, de ce nu faci? Dacă ai cheltuit banii, de ce ai furat? Dacă deci, n-ai cheltuit deci, banii, nu ești bun de nimic. Curată, te-ai băgat și tu mâna puțin în oala aceea cu bani. Da, pentru că fiecare dintre noi este învățat să facă așa. E drept că toate acțiunile pe care le facem durează foarte mult, dar măcar am liniștea aceasta că lucrurile se desfășoară legal și, și funcționarii din primărie au înțeles că doar așa se poate lucra și asta este calea firească, calea normală, ăsta este cadrul legislativ și în toate compartimentele toată lumea este foarte atentă și analizează foarte bine toate documentele care stau la baza unei activități de achiziții sau de execuție de lucrări. Și atunci, da, poate că durează mai mult, dar nu vreau să existe, să planeze nicio suspiciune asupra nimănui din aparatul primarului, atâta vreme cât eu sunt conducătorul acestei instituții. Eu sunt un exemplu și vreau și toți ceilalți angajați ai primăriei, practic oamenii care gospodăresc orașul, să nu fie pătați sau să fie să planeze vreo suspiciune asupra activităților. Domnule primar, dacă tot am vorbit de sport, Bianca Enache vă ridică mingea la fileu. Balta Sărată, când devine cartier al Caras-Severinului? Pentru că momentan e colonia. Nu știu la ce se... Poate e o întrebare așa, poate că pe unele buletine ale celor din Balta Sărată scrie colonia Balta Sărată.
pe altele scrie strada Balta Sărată. Este adevărat, nu este de mult acolo mie și Balta este unul dintre locurile care mie sunt dragi și cred că în acest sens s-au schimbat foarte multe lucruri. A fost realizat un loc de joacă acolo, a fost realizat un teren de fotbal, cel mai mare teren multifuncțional din Caras-Severin este la Balta cu nocturnă. E adevărat că nu e atât de bine îngrijit cum mi-aș fi dorit eu. Strada este asfaltată, strada aceea, Balta Sărată, este asfaltată, este o parcare modernă în fața blocurilor ANL. Deci cred că, adică nu văd de ce cei din Balta Sărată s-ar simți o colonie. Este o parte a municipiului Caras-Severin și o parte cu un aer aparte, ca să fac un loc de cuvinte. Acolo s-au, și prin proiectul POCA, cei foarte mulți dintre cei din Balta Sărată au făcut parte din acest program, unii chiar și-au dezvoltat afaceri. Există o brutărie realizată pe fonduri europene, există un restaurant pe fonduri europene și o viață, zic eu, foarte animată în cartierul acesta. Adică nu cred că cei din Balta Sărată se simt o colonie. Au și cel mai frumos teren de fotbal pe iarbă și singura echipă deocamdată din municipiul Caras-Severin, Magica Balta, care are și o mândrie așa aparte, nu cere bani de la primărie, nici măcar că ne-am oferit, am zis, haide să fie echipa aceasta, să fie echipa Caras-Severin. Și au spus, nu, noi vrem să ne gospodărim singuri. Există un investitor local de acolo, care trăiește în Danemarca și finanțează echipa de fotbal. E o chestie foarte interesantă, o chestie care trebuie să se întâmple în general în Caras-Severin. Și eu m-am oferit, am zis, uite, contribuim și noi, vă ajutăm pe legea 350, vă finanțăm. Chiar cu jumătate, adică puneți voi o parte și noi punem exact aceeași parte. Și nu mă bag nu intru în managementul echipei, nu vreau să mă... Voi sunteți un fel de Athletic Bilbao, adică vreți să jucați doar cu jucători din Balta Sărată. Înțeleg și lucrul acesta. Dar haideți să lăsați-vă ajutați. M-aș spus, nu, noi am vrea să ne gospodărim singur. Ok. Le-am oferit, au și terenul de fotbal care este al primăriei și sunt de apreciat. Dar ar putea să fie un pic mai maleabil. În rest, bravo, se vede școala și facultatea terminată la zi, gândește foarte bine înainte de a spune ceva, acum trebuie să și pricepem noi ce vrea să spună. Nu zice. Felicitări pentru împăcare. Împăcarea probabil cu viceprimarul. Eu cred că sau m-am străduit de regulă să vorbesc pe înțelesul tuturor că din meseria mea de bază, cea de profesor, eu trebuie să fac oamenii să înțeleagă. Și dacă reușesc să-i fac la vârste fragede, ar trebui să înțeleagă și cei care deja și-au finalizat studiile într-o formă sau altă. Nu cred că sunt atât de alambicați și nu cred că vorbesc într-un limbaj atât de greoi pentru a fi înțeles. Mă miră faptul că sunt foarte puține întrebări astăzi la... E și un lucru bun. Poate fi privită problema și așa. Ați avut ieri ședința de Consiliu Local, domnule primar? Da, a fost o ședință extraordinară doar pentru două proiecte care necesitau acest lucru. Necesitau luarea unei decizii în Consiliul despre, Local. Despre ce anume a fost vorba? Păi a fost acea hotărâre de a participa ca partener într-un cluster de dezvoltare împreună cu aeroportul din Caras-Severin, ceea ce foarte firesc, un lucru foarte firesc, aeroportul este al municipiului, chiar dacă este administrat privat. Și cel de-al doilea proiect de hotărâre se referea la documentația pentru dezinsecție. Că vedeți și aici, chiar am spus și ieri la conferința de presă, eu fiind independent, toate tunurile sunt pe noi. Nu mă ajută nici partidul X, nici partidul Y. Ba mai mult mă vizitează și Garda de Mediu și DSP-ul și așa mai departe. Și atunci, noi trebuie să fim foarte bine puși la punct cu toate documentele. Pentru că până acum nimeni nu a ridicat niciun deget când făceam, eu știu, dezinsecția. Nici în mandatul
anterior și nici și cu atât mai puțin în celelalte mandate. E, acum toată lumea e foarte atentă cum face Caras-Severin de disecție. Asta este preocuparea principală a multor factori de decizie. Ce se întâmplă la Caras-Severin? Cel mai corect oraș este cel mai pus sub lupă. Atunci noi, da, accept și treaba aceasta, nu o să mă duc niciodată cu căciula, vă rog să, eu sunt primarul din Caras-Severin și ajutați-ne. Nu. Eu sunt un tip care îmi place să îmi fac treaba la Caras-Severin, nu o să mă căciulez niciodată și nu o să bat la ușile, nu știu, ministerului cu tare sau nu știu ce, cărui organism de control, accept și amenziile, înțeleg dacă am greșit, dar nici de cum nu ne-am umilit sau să încercăm alte metode de a sensibiliza pe cineva să ne facă vreo favoare. Motiv pentru care am spus, întârziem niște lucruri, pentru că până acum, așa cum planificase noi, trebuia să facem deja vreo două etape de dezinsecție. N-am reușit pentru că sunt aceste chichiți legislative. Probabil alte localități le-au făcut și nimeni nu s-a sesizat că ar fi fost vreo ilegalitate. Da. Domnule primar, au trecut aproape 9 luni de când ați fost reales în fruntea primăriei municipiului Caras-Severin, de data aceasta ca independent. Cum vedeți lucrurile acum, ca independent, fără culoare politică? Ce mai bine, le dau un sfat tuturor celor care sunt, că este foarte greu să candidezi ca independent, așa, nefiind primar în anterior. Recunosc, probabil nu aș fi avut nicio șansă. Dar odată ce ești cunoscut, e o situație confortabilă, dar există, așa cum spuneam, există și aceste situații mai puțin confortabile, când nu te mai ajută nimeni, când ești în bătaia puștii din toate părțile, nu ai nici în spate, nici în față, nici un adăpost, nici o pavăză de partid, dar administrativ este mai confortabil, pentru că nu, pe de altă parte, nici nu te pune în discuție nimeni, nu vine niciun partid să te discute, nu știu, în BPL, în BPJ, în tot felul. Până la urmă, principalul dumneavoastră... Nu trebuie să cotizezi niciunde, nu trebuie să faci absolut nimic. Ce contravine, așa, sunt convins că și ceilalți primari sunt deranjați în momente în care li se cere ceva, li se impune ceva, sau atunci te simți cu adevărat primar. Ești pe cumva, așa cum spunea cineva, ești pe persoană fizică la primărie. Ba da, ești chiar pe persoană fizică acum. Acum poți să spui că ești pe persoană fizică, dar conduci un aparat care nu este al tău. Dar imprimi o anumită direcție și un anumit ritm. Exact. Principalul dumneavoastră șef de partid e cetățeanul. Poftiți? Principalul dumneavoastră șef de partid este cetățeanul, pentru că el va, da, el va investi. Cetățenii sunt șefii noștri în general și asta am încercat tot timpul să le transmit funcționarilor din primărie. Datorită lor vă luați salariu. Ei sunt cei care vă conduc. Nu voi conduceți. Nu noi suntem vreo entitate superioară și ne purtăm cu nasul, suntem cu nasul pe sus atunci când suntem vizitați în instituție, la ghișee sau pentru diverse alte probleme. Ei sunt stăpânii noștri. Trebuie să stai drepți în fața cetățeanului. Să fii plin de solicitudine, să-i zâmbești, să-l asculți. E adevărat că nu tot timpul cei care vin să le rezolv problemele au și un ton plăcut și ei la rândul lor și nici noi nu suntem, nici eu și nici colegii mei din primărie nu suntem vreo rasă superioară, să putem doar să zâmbim și să fim sereni tot timpul. Ne mai enervăm și eu recunosc, de multe ori mi se întâmplă să mă enervez în fața primării și să mă comport ca la școală cu ei și să-i pierd, să-i admonestez, să le spun, domnule, nu-mi pasă dacă mă votez sau nu, când se mai întâmplă să mai sărim și calul și de o parte și de cealaltă. Dar, în general, trebuie să avem o relație civilizată și cel care vine, cel care ne vizitează primărie, de la
Nu pot să zic că nu există un funcționar mai mic sau mai mare, mai puțin important, sau de la funcționar până la primar, city manager, viceprimar, toți, cu toții trebuie să ne comportăm atent, profesional cu cei care, practic ne finanțează, ne sunt stăpânii noștri. Absolut, pentru că ei sunt cei care v-au ales să le conduceți destinele pentru o perioadă limitată. Domnule primar, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Aș dori să vă gândiți la un loc în Caransebeș, de preferință în aer liber, unde să existe semnal bun la internet, loc din care să facem următoarea transmisiune de undeva de afară din aer liber. Credeți că este posibil? Sigur, și am mai și făcut lucrul acesta cu, da, fie în Parcul Teiuș, fie în Parcul Dragalina. Sunt foarte multe locuri și semnal este peste tot în Caras-Severin. Și cred că Măcar atât. astfel de emisiuni ar fi mult mai interesante pentru că, pe lângă faptul că suntem Pot în să fie direct, și interactive, o să mai fie și bine. interactive, desigur. Să mă tragă de urechi. Da, asta este Da. viața. Uite, poate facem din Balta, poate facem dintr-un cartier. Ca să Unde vedeți că doriți? Balta este chiar un cartier care arată binișor. Unde doriți dumneavoastră? Nu vă mai întreb nimic pentru că vreau să mai lăsăm câte Nu ceva mai și cereți pentru. mesajul de final. Nu, 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 vreau să mai lăsăm câte ceva și pentru dățile viitoare în care Nu mă vom întrebați face. nimic de cascada Bigger, cum se Vreți să ne poate spuneți ceva întâmpla. despre cascada Bigger? Ați găsit Păi, da. superglue ideal pentru. Eu știu, ia să vă spun din punct de vedere geografic, că la asta măcar mă pricep, deci nu pot să Cascada Bigger este un fenomen natural. Este o structură de travertin care s-a clădit așa foarte ciudat și s-a prăbușit sub forma proprii, s-a prăbușit datorită propriei greutăți, nu propriei frumuseți, cum spunea un clasic. S-a tot acumulat travertin, este la fel ca și o structură calcaroasă. Travertinul seamănă oarecum cu calcarul, doar că este mult mai friabil, mult mai ușor de distrus. Izbucul, de asemenea, din punct de vedere geografic sau geologic, este un izvor intermitent. Uneori curge abundent, alteori chiar nu curge deloc. Și atunci toate aceste oscilații creează fisuri în structura geologică și dacă se și îngreunează, normal că la un moment dat se rupe. N-a fost nicio dramă. E un moment pe care noi l-am trăit, că puteam să nu-l trăim. O să vină generații care nu o să știe că acolo a fost. Sau, Cascada Bigger există în continuare, doar că nu mai este la fel de frumoasă. Și dacă n-ar fi fost americanii să ne spună că e frumoasă, poate nici acum nu o consideram frumoasă, Da, pentru stau și că mă sunt. întreb de câte ori au trecut locuitorii județului Caras-Severin pe acolo, pe la paralela 45, Exact. s-au uitat, au văzut-o, alții pur și simplu au trecut, Mare fără să. șansă de la drum, că sunt alte cascade mult, mult mai spectaculoase, dar mai puțin accesibile. Și chiar în apropiere e o cascadă foarte frumoasă. Da. Nimeni nu spune că nimeni nu o valorizează. E mai frumoasă decât Bigăru, cred eu. Ca să nu mai vorbim de Beușnița sau eu știu, Șușala Eu sau îmi făceam impresia că ați Vabil. descoperit un super glue puternic care să poată să lipească, să ridicăm cu macaraua stânca aceea, să lipim la loc. Nici măcar chinezii cred că nu s-ar fi gândit la soluția aceasta. Ei care pot să construiască orice și să reclădească orice. Trăim cu speranța că mama natură repară nu doar greșelile ei, ci și greșelile noastre și poate peste ani de zile acolo va fi o cascadă poate mult mai frumoasă decât a fost cea de acum. Vor fi povești care vor spune ce frumoasă a fost odată și cum s-a prăbușit, vor fi legende, dar cred că mama natură este cea care trebuie lăsată să-și vadă de. Natura este oricum frumoasă, oriunde ai privi-o, și micro și macro, doar să știm să o privim, să știm să o valorizăm, nu să ne spună alții, vedeți că locul ăla este cel mai frumos din lume. O fi, dar e și subiectiv să spui așa ceva, sunt atâtea locuri și atâtea cascade în lumea asta.
E greu să crezi că totuși Bigor a fost cea mai frumoasă. Dar, mă rog, a fost un moment. Este și în continuare cea mai frumoasă, pentru că știți cum se spune, domnule primar, fiecare cioară își vede puiul cel mai frumos. Și pentru că aia noastră o vedem foarte frumoasă. A fost o remarcă exterioară, dacă spuneam noi, nu era... Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc să reușiți să vă păstrați calmul și să vă duceți la capăt proiectele și aștept să facem următoarea emisiune undeva într-un cadru natural, să mai vină unul să vă trage de urechi, să mai vină unul să vă mai facă o propunere și să fim și noi interactivi cu oamenii, pentru că până la urmă pentru ei facem toate aceste lucruri. Oricând, când îmi spuneți, doar să nu, eu știu, să fim plecați în altă parte sau... Găsim de comun acord o zi și o oră convenabilă. Mulțumesc, bine. Felix Borcean, primarul municipiului Caranseveș. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost și astăzi alături de Reper24. Sunt Dan Agache și până la o nouă întâlnire, probabil luni de la ora 19 la Givan cu Dan, vă spun ca de obicei să fiți iubiți. Seară faină să aveți! Thank you.